altă veste tristă. Este vorba despre doamna Camelia Mitoșeru, care a fost transportată cu ambulanța de urgență la spital. Cu toate informațiile de ultim moment, vine colega noastră, Daniela Mirano. Neață, Daniela. Bun găsit, Daniela. Așa este, Camelia Mitoșeru ar fi suferit un atac cerebral, motiv pentru care a fost transportată de urgență la spital. Totul s-a întâmplat luni seară, pe 8 noiembrie, chiar de ziua lui Mihai, în jurul orelor 19. Din primele informații ale apropiaților, se pare că cel care s-ar fi alarmat ar fi fost Mihai, în momentul în care mama sa nu ar mai fi răspuns la telefon. Ulterior, după lungi insistențe, după mai multe apeluri, aceasta ar fi răspuns, însă nu ar fi putut comunica cu fiul său, motiv pentru care Mihai s-a deplasat la locuința acesteia, unde a găsit-o din fericire conștientă, însă fără a putea comunica cu el. Mihai a sunat la 112, iar Camelia Mitoșeru a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca din capital, acolo unde se află pe mâinile celor mai buni specialiști și primește cele mai bune îngrijiri. Din fericire, conform spuselor lui Mihai, acesta este optimist și este convins că va trece peste toate aceste cumpene, mai ales că Camelia Mitoșeru, știm foarte bine, este puternic, a mai trecut prin asemenea situații și, așa cum v-am spus, se află pe mâinile celor mai buni specialiști. Mulțumim tare mult, Daniela. Este o veste care ne-a îngrijorat din prima secundă în care colegii noștri au aflat. Recunosc că am vorbit și eu aseară cu Mihai, îngrijorată fiind, bineînțeles. Este într-adevăr optimist, însă evident că a transmis acea frică, acea teamă că mama ei nu va putea trece peste acest hop. Un alt hop foarte mare, însă știm cât este de puternică. Înțeleg că diagnosticul oferit de medici a fost atac cerebral ischemic, vorbim despre un AVC. Înțeleg totuși că a putut cât de cât să vorbească, nu așa cum trebuie, însă cât să ofere medicilor informația că este conștientă de tot ceea ce îi se întâmplă, știe că este la spital, știe prin ce a trecut, iar acum ne rămâne decât să ne rugăm pentru doamna noastră, Camelia Mitoșeru. Multă sănătate dorim și sincer mi-am amintit și eu acum zilele trecute când a venit la noi la bursa zvonurilor, iar acum această veste a trecut ca un trăsnet peste toată lumea, aflând de ce i s-a întâmplat. Bine, am aflat și eu la fel la seară și ce am putut să aflu este doar luate din presă. Acum mai multe informații, într-adevăr, mi le-ai adus tu. Da, doamna, multă, și multă sănătate și multă putere lui Mihai, încă o încercare. Și, dar și putere, doamnei Camelia Mitoșeru, să treacă peste asta și să se reîntoarcă, să o vedem sănătoasă și în forță, optimistă. Și să nu uităm că fix în ziua în care s-a întâmplat, a fost să se prezentă și la colegii noștri la Star Magazine. Adică nimic nu avea să prevestească această veste. Sănătate din tot sufletul.